Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Let's Play Metin 2 Explosion. După cum bine știți, data trecută am făcut level 15. Astăzi o să mergem să creștem și să farmăm câteva cărți pentru a face un level cât mai mare. Mâine o să apară și primul episod din seria cu Minecraft. Am spus că în episodul precedent că o să fac prima dată doar 10 episoade de în această serie de Metin 2, dar o să le fac împreună și Minecraft și Metin 2. Și în primul rând încerc scuze pentru că ieri nu am putut posta, am fost plecat din oraș și nu am fost la calculator, logic, și drept urmare nu am putut posta. Și astăzi o să postez două episoade, acestea o să apară în jurul orei 13 sau orei 14, iar celălalt o să apară, bineînțeles, episodul cu Minecraft sau... nu știu, dar o să fie un episod special, o să apară în orele următoare episodului acesta. Și da, am văzut că la episodul 1 din Let's Play nu am avut decât, ghiciți voi, 5 vizionări. Două probabil că au fost ale mele și 3, nu știu, dar am avut și un like, un subscribe nou, deci îi mulțumesc acelui subscriber și aș dori să fiți cât mai activ pe această pagină. Da, pe... eu v-am spus, probabil că nu ați... da, și nu probabil, 100% sigur nu ați avut cum să vedeți al meu video, pentru că am avut o greșeală la postare, l-am pus pe doar eu, n-a fost public și l-am setat apoi și probabil că nu ați văzut. Da. Probabil o să mă apuc și de RAW, Metin 2 RAW, dar bineînțeles la RAW o să postez mai greu. RAW e RAW, că doar nu o să stăm o jumătate de oră să facem un let's play și să fac level 5. Nu, posibil să pun un episod de început, apoi să cresc eu în particular, să fac episoade doar când o să încep să fac iteme, să farmez, să etc. Voi știți ce vreau să spun. Da, da, da. Level 16. Avem 4 milioane. Da, și o să fac un episod împreună cu o persoană specială. O să vă anunț eu, o să vedeți voi când o să fie episodul postat. Aici, după ce facem level 30, ne facem puține iteme și o să începem să farmăm. Rămânem la level 30, după care o să începem să farmăm. Da. O să apară astăzi. Da, probabil că astăzi o să apară și un tutorial. O să fac și un tutorial desktop, bineînțeles. L-am filmat în calculator, dar
probabil că va apărea de seară. Probabil că acela o să fie episodul, acel episod special. Nu este foarte mare, are vreo 7 minute, deci să sperăm că o să fie vizionat cu drag și să avem cât mai multe vizionări. Să văd că vă place asta. Da. O să fac și o serie de Limbo. Da, Limbo, băiatul acela negru. Să nu spunem negru, că apoi mă spuneți că sunt rasist. Nu, nu sunt rasist. O serie de Limbo, probabil o serie de Grave. Cine știe? Slenderman. Dar seria cu Limbo va fi probabilă cea cu Minecraft, Metin. Bă, ce greu creștem. Ce e, bă, frate, asta? Parcă aș fi pro acum după update-urile alea. Ia, avem și un player aici. A, e de level. Nu. Da. Și l-am alungat pe acest băiat. Sperăm, dacă mă vezi pe YouTube, dă-mi un subscribe și urmărește-mă. Stai să-i spunem ceva. Băiatule, bă. Stai, mă. Așa, stăm în șoaptă. Salut. E offline. A intrat în portal. Da. Avem aproape 5 milioane. Nu-mi și nu-i cald, dar mă întreb de ce în... eu dădeam pe cartea comandantului. Ce what the fuck e mă asta? Să vorbim un pic cu băiatul ăsta. Demenim pe băiatul ăsta acum. Da, așa e la desme. Ia auzi-mă pe ăștia, pică otrăvită V4. Pică, dacă te duci în camera aia, a patra cameră, cred. Da, a patra sau și în prima cameră pică. Așa e, frate, la Let's Play. Vă rog frumos să mă scuzați pentru că eu nu prea vorbesc când, de pildă când sunt la calculator. Acum filmez, trebuie să
vorbesc ceva, vă rog frumos, mă scuzați. Dar în următoarele episoade să sperăm că nu o să mai avem aceeași problemă și o să vorbesc constant. De fel, eu sunt un tip vorbăresc, dar acum Dumnezeu cu mila. Posibil ca în următoarele episoade să fac și un cum am mai spus, un facecam alături de un intro la început. Da, un intro. Am mai avut un intro. Acum trebuie iar să editez videourile, să le, mama naibii, să le fac în, eu le fac în Sony Vegas 12. Și văd că merge destul de bine, dar acum cu intro să vedem cum ne-am descurca noi. Trebuie să mergem să ne alegem competențele, bă, n-avem competențe. Level 18, să facem level 18 ca să putem să facem M1 la aură. Da, punem aura. Ia uite, am scris greșit, subscribe. Ce nops sunt, frate. Probabil că râde băiatul ăla legionarul cu gura până la ureche acum de mine. Da. Da. Îmi plăcea mult cu faza aia amuzantă cu baba aia de cânta zi și noapte. Da. Și îmi place că pot să imit la căștia. Da. Hai că avem aproape level 18. Și level up aia e, băieți, aia e. Da. Să vedem ce a făcut băiatul ăsta. Da, subscribe-ul. Și îți place, nu-ți place, avem decât un episod. Mergem map 1, da, ia să vedem, merge calul ăsta, cum să nu poată să fie strigat, voi sunteți nebuni. Păi ce are ăsta, nu poate să vorbească sau ce, care peste level 15. Aoleu, Doamne. Da. Ia mă, bă, ăsta poate nici n-are cont, că văd că... Oh, a venit Lian ăsta. Da. Da, nu poate da subscribe dacă... Îi spunem să-și facă cont. Cont. Sunt foarte emotiv. Din păcate, băiatul nu are cont.
poate pe viitor o să-ți faci cont și o să mă cauți. Să sperăm că... Bam, bam, bam. Aș vrea să vorbesc cu Leo Tetrișu. Nu știu cum are el numele pe serverul ăsta. Mihai Labagiu sau nu știu cum, nu mai rețin. Ceva cu Mihai, că știu că îl cheamă Mihai. Și să sperăm că dacă vrea el la cuvintele lui, la vorbele sale, să facem un episod împreună. Aș avea nevoie de un episod cu el, să-mi crească și mie puțin ratingul, să mă fac puțin mai cunoscut pe YouTube. Da, și dacă vezi acest episod, te rog frumos să mă contactezi, dacă nu, o să te contactez eu. Așa că avem level 18, să mergem să ne luăm și noi competențele. 18, da. O să ne facem corp. Da. Bun. Să punem acum. Să vedem, facem din prima M1 la aură. Bun. M1, aia e, prieteni. Da. M1, acum să facem dezastru aici pe Metin 2 Explosion. Asta e așa, să vă amuz puțin. Eu uite mă pe ăsta, o perlă vișinie, să vedem, luăm și noi ceva de aici după jos. Cartea competenție. Două izbitură, bune, bine, mersi. Inel, 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 inel. Hai mă, lagul, prieteni. Lagul ăsta și cred că o să avem nevoie și de perle. Ia uite alt inel. Mersi, prietene. Tu, Fury of Night, dacă filmezi, să-mi dai și mie un subscribe. Dacă ai cont de YouTube, la fel îmi dai un subscribe. Fim acolo, ia uite o perlă vișinie. Să fim prieteni ai pe metinul ăsta. Deci poate mă ajuți să aute, mamă, bau la 99 de miliarde. Acum unde să mergem noi să creștem? Păi acum că avem și inel de experiență, facem level. Ce level să facem noi? Nu, întâi să ne bonusăm puțin mai itemele și mergem map 2 la metine. Facem puțină instruction. Cum a sunat asta? Bă, româna, mă bate rău româna. 1 milion e bine. 3 milioane. Luăm, n-avem ce face. Mergem acum un pic deoparte aici. Să ne punem niște bonusuri. Bun. Dar n-am văzut, oare o fi armură de level 18 la magazin? Cât o fi max XP acum pe max PV, pardon, pe server. Vedem și noi de câte ori ne pică PV-ul maxim și da, cred că e 1,5. Da, e. Luăm una de asta. Facem una de asta.
probabil că e un K sau 2 max PV 1,5. Lăsăm așa. Scutul acum să-i dăm abrățară. Bun. Lăsăm așa pentru începători. E perfect. Aiut. E perfect 1,5. Să avem și noi acolo la... Pardon, mă scuzați. La orice. Să avem puțin PV. Să putem să farmăm cât mai bine la metine. Dar bine că acolo o să facem noi IT-me ca lumea. Nu mai fac scutul. Ia să vedem ce e băiatul ăsta. Multe prietene. Mi-am ales competențele. Acum să... O fi vreun inel de teleportare pe aici prin oraș? Nu cred. Diversia. E... 39. Bunicică, da, nu se merită 112. Acadea, mamă. Ai tic. Da, să vedem, e vreun inel aici la obiecte speciale. Sau iteme speciale. Inel de aur necunoscut. Ce face asta? E 500 de casă lume. Ai inel anti-experiență. Mamă, ce m-a fraierit, frate. Am crezut că e inel de teleportare. Cărți speciale, nu e inel, nu cred că există. Ba da, există. Mamă, și cum să mai... Și banii degeaba. Mergem map 2. Regatul albastru. Așteptăm 10 minute, da, după shop. Am 15 ani, prietene. 15 ani. Acum prindem aura. Map 1. Ah, map 2, map 2, pardon. Suntem map 1. Map 2. Regatul albastru. Da. Ce zici, prietene? Mersi la... Dacă te găsesc cumva pe aici, dacă ne mai întâlnim pe Metin, să știi că eu o să-ți dau o cerere de prietenie. O să vorbim mai multe înainte să filmez. Poate apar și tu într-un video. Am văzut că ești buffer. Poate facem ceva, iau un Metin aici. Poate facem un episod, tu îmi dai buff, eu te cresc. Corect, nu? Spune și voi acum. Nu e corect? Ia uite, bă. Oprește-te. Bun. Nu am papuci de viteză, trebuie să cumpărăm papuci. Aha, mă apucă noaptea până bat eu metinul ăsta. Am revenit la observator. Ia uși ce spune asta. Să dăm noi mai încet televizorul. Hai mă, doi. Doi mă, că te strici. Avem și o perlă roșie. Le băgăm în depozit. Da, nu e de mine. Mergem să facem. Sau... Dăm aici până-l spargem. Până atunci... dar chiar ne urcăm pe cal. Da, nu merge, logic.
Logic Jet Force. Pai. Nu merge, bă. Băi, ești nebun. Dar de ce nu poate fi strigat? Doamne, doamne, ia mâna. Ce level are? 21 și avem 0 la cheamă calul. Trebuie să facem măcar level 3, 4, 9 maxim. Să putem să chemăm calul din prima. Ceea ce nu merge. Doamne, doamne, doamne. Ce nervi îmi face ăsta, calul ăsta. Bineînțeles, acum spune că n-am destul MP. Logic. Hai mă, că am nevoie aici. Haide mă. Doamne, doamne, doamne. Trebuia eu să pun toate punctele pe STR. Am pus ca prostul pe PV. Nu m-am gândit că am nevoie de cal. Doamne. Și dacă aveam 60 pe STR, a venit, a venit, a venit. Mersi, doamne, mersi, mersi. Așa cum n-am. Dă-i acum că îl omorâm din prima. Îi dăm sabie din prima. Nu, eu sunt așa mai... mai... Ia că avem aici un player. E pe cal, băiatul. Unde ești? Salut, prietene. Să mă contactezi. Fă că... se ține bine serverul ăsta, n-am mai jucat de la primul episod de... Să știți că n-am mai intrat pe server de atunci. Adică de alarteri, că am fost plecat ieri. Am fost plecat în oraș aproape toată ziua și n-am avut. Am venit obosit, pe la 7 n-am mai avut. Am venit acasă obosit, n-am mai avut chef să mai filmez și am zis că să las totul pe mâine, adică pe astăzi. Și astăzi m-am apucat să filmez un episod mai lung. Așa. Să vedem ce ne pică, ce ne pică. Uniformă neagră. A, nu, nu, că avem avem magazin de o piatră a reîntoarcerii plus 4, bună, cartea competenței, super, superb, cufăr lumina lunii, am luat uniformă. Să vedem, deci sferă întunecată, teamă, lovitură și leac. Le păstrăm, cuferele le ținem, level 19 avem, 19, mergem la locul perfect. Avem oare misiunea aia? Nu, nu avem misiune. Era o misiune cu virgulă cuferele lunii, că dacă îl omori pe Gopaie ăla îți dă 30 de cufere, era superb. Deci credeți-mă, genială misiunea aia. Ia un metin aici. Să batem și metinul ăsta. Dăm o manta. Să facem level aici. Probabil că astăzi o să filmez mai multe episoade, dar o să apară treptat pe zi. După care o să filmez Minecraft și Limbo. Da. E aproape jumate deja. Hai că merge repede, văd. Ah,
sunt pe auto. Mă scuzați, am suflat în microfon acum. Ca un începător. Ce mai zice, mă, legionarul ăsta? Eroarea asta tâmpită, trebuie să-i fac. Acum m-am scos din joc. Superb. Sunt nob. Nob de nob. Hai, frate, mergi. Da, și cam acesta a fost și episodul 2 din Let's Play Metin 2 Explosion. Eu am fost Perry Rogue.